Auto, mă, tată, mă, zici că e aici s-a născut. Aoleu. Campioni. La campioni, Șerban. Acum termină cursa cu omul. Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din BIMNG. Episodul acesta suntem pe multiplayer alături de Șerban. Salutare tuturor. Ce este un om de zăpadă, se potrivește foarte bine cu harta. Suntem pe drumuri periculoase 2. Data trecută ne-am mai jucat noi tot pe multiplayer pe prima harta. Acum avem ceva lucruri noi adăugate. Avem partea de normal unde este Șerban, ce o vom face astăzi. Și avem și partea hard, care cine știe acolo rămâne la alegerea voastră, imediat o să vă zic cum. Episodul acesta, ce avem, Șerban, aici? Dacia Logan. Dacia Logan, frumos, care este puțin cam lovită, dar spre mirarea noastră. Mașina este încă funcțională, vă rog, intrați. Aut, zici că n-are nimic. Ia uite cum merge. Zici că n-are nimic. Direcția tot. Iar pe partea cealaltă avem Dacia Duster și vom face un versus. Cine va ajunge cel mai departe pe această hartă, având doar 3 vieți? De data aceasta nu o să mai avem viețile la comun, adică dacă Șerban cade, pierd și eu viața, ci acum fiecare cu viața lui. Să vedem cine ajunge cel mai departe. Care este treaba cu hardul, de v-am zis? O să facem și partea hard, doar dacă acest episod strânge mai multe aprecieri, așa că dacă vrei să ne ducem și pe partea mai grea, lasă o apreciere acolo. Șerban, ești gata? Repară-te că nu începem așa. Eu stare să încep așa. Haide mă, dă-i mă, că-i pe vieți. Atât de bine merge mașina. E pe vieți? Eu zic că ai nevoie de tot funcțional cum trebuie. Eu zic că merge mai bine așa. Haide. Haide. Șerban are pe ea o specificație de raliu ca să poată să țină pasul cu noi. Singurul minus este că Șerban are tracțiune doar față. Noi avem pe toate cele patru roți. Avem un motor diesel și el are, cred că, tot un motor. Nu, el are benzină, mi se pare. Câte turați ai? 7000 de turați. Da, ok, la el are. Ăsta trage cât 6 roți. El are. Haide, începem. Ia-o tu în față, nu mă bag să nu zici. Oare ne afectează aderența? Stai că vreau să zic că eu deja mi-am dat daună la. Unde ești? Eu cobor, dar cobor. Trebuia pe roți. Cu spatele. Uite că m-am întors pe roți, na. Trebuia pe roți. Mă simt, zici că merg pe Ciliad, pe GTA. Te ajut? Puțin, împinge-mă puțin. Dar vreți ca că ai cauciucuri de iarnă. Nu! Dar mă descurc. Da, așa, că mi se pare că pot să te mai împing puțin. Nu! Păi și acum, Șerban, mă duc. Împinge-mă tu puțin. Păi dar nu pot. Stai, iau-te. Opa! N-am făcut nimic. Trage-te cu cătrălu. Cătrălu. Nu tare că te arunci. Gata. Pornim înapoi motorul. Dă-i. Stai ca lune, gul. Stai topogan. Bă, dacă stai normal, hardul cum e. Nu știu. Nu vreau să știu. Deci nu o să mă repar nicio. Chiar dacă am probleme cu ea. Mamă. Bă, dar te duci tu, nu glumăm? Îi dau frumos cu Logan, înțeles că trage că și șase roți ăsta. Haide să vedem 4x4 ăla. Hai că îi dau chipzuit, n-are rost. Ca mea nu prea frânează bine, nu știu. Tu ai cauciucurile bune? Am și lanțuri pe ele. Apropo, canalul lui Șerban îl găsiți în descriere. M-am dus. Păi nu. Dar te ce m-am dus? Stai așa că vin și eu. Aoleu. Nu veni. Nu vin unde te-ai dus tu. Nu-mi spune că te-ai dus dreapta. Unde m-am dus? Dus direct în râpă, m-am dus. Dar fii atent, bă, că încă merge. Te aud, stai că te aud. Eu doar te aud. Am căzut 10.000 de kilometri și încă cad. Dar Loganul încă merge, efectiv. Nu. Vin după tine, Șerban. Mi-a alunecat mașina. Stai că vin după tine. Așa, pe jos. Poftim? Nu putem să luăm și pe jos, pe lângă, urcăm noi pe altă parte. Stai că cred că vine exact unde ești tu. La mine nu cred că o să mă opresc în pom. Nu, mă deviau. Te văd. Efectiv m-am rostogolit tot. Pe muntele. Partea dreaptă, nu știu unde ești. Eu îmi dau slide. Orul meu, cred că ți-am văzut o roată, da, uite cum sare roata. Unde ne oprim oare? Nu știu, cădere foarte lungă. Dar cred că și noi mai merge mașina, știi cum s-a făcut? Ford Ka s-a făcut al meu. Vrei să spun că dacă mă pune acum pe roți, eu merg cu ea? Băi, și la mine merge. Băi, eu merg cu ea, deci efectiv. În momentul ăsta, fii asta că vin la tine, fii atent. Și la mine merge.
Nu te cred. Unde uite ești? Uite cum arată. Haide că vin. Uite cum arată. Uite și pa mea. Dar tu vezi că încă merg ambele. Păi, daci-mă, frate, normal că merg. Haide, deci gata, o viață s-a pierdut la amândoi. Rulăm cu două. Haide, țin eu lead-ul acum. Merg încet. O să fiu mai precaut și eu. Eu am dat să mă uit să văd unde ești, unde ești. Hai că am venit după tine până la urmă. Bă, da, afectează mult aderența zăpada asta. Nu mă așteptam. Mă duc. Nu te cred. Nu mă duc. Nu mă crede, dar era să intru într-un copac. Deci cu frânele e nasol. Mai bine nu pui frâne, sincer, decât să pui pentru că te duci sanie. Mamă, nu merge să intru, să conduc manual cumva mașina. Cine fac niște frâne de motor. Aici e lejer tare, te aștept. Unde ești? Mama al meu când a zis că merge încet, spate. Oameni buni, n-a glumit. N-a glumit deloc. Frână, Șervan! Aia, dă-te, sau nu te da! Nu te da că iar se dă curatele în sus. Nu, reușesc. Fii atent, mamă, cum am dus, bă, m-ai văzut? Mamă, ce e asta aici? M-am dus acum pe lângă. Nu m-am dus. Hai că vin, Nu, chiar m-am dus. Mamă, cum vine aici. Opa! Frână de Logan. Frână de copac? S-am dus. Hai decât aștept aici. Fii atent că înainte. Au cu Duster-ul a 4x4, că tu te-ai pregătit înainte de drumul ăsta. Nu, așa era direct mașina, ce vrei. Loganul ăla n-are versiune 4x4. De-aia l-ai luat pe ăla de raliu. Are 2x6. Ia să vezi. Ușor că mie că te văd în copac. N-am nicio șansă. Aute cum îi dau pe aici. Ține-mă! Ușor! Mamă, ce-a sărit al meu. Altă groapă! Vezi că, mamă, ce cratere, nu gropi. Mamă. E gata aici. Efectiv, e gata. De ce? Gheață. Urci? Urcă. Nu, haide, urcă. Dacă trebuie să stai așa într-o parte, în zigzag, ui, în jos! Cu spatele! Ui, în jos! Cu spatele, fii atent că Loganul ăsta trage mai puternic cu spatele. Nu ești în San Andreas. Acolo urcai tot cu spatele. Auto-l în drift, vezi că merge. Virează, virează, că cred că sari. Frânează, că nu știi ce e în față. Nu știi și frânează, că e abrupt tare rău. E curbă. Vezi că abia nu frânează bine și mă duc. Eu sunt cu frânele acum, vin. Nu veni în mine. Nu vin, mi s-a oprit motorul, ba nu. Dar chiar, s-a oprit motorul. Gata, eu sunt bine, gata. E bine. Am control total asupra acestui. Vezi că vin! Vezi că vin! Ce capcană-s pietrele astea aici. Urcă, mă, ta. N-are treabă, e... E noroi aici, ați trece de cauciuc. Da, cea Logan. Ce cauciuc, e deja în praguri, săracu. Vezi că... Mamă, ai grijă, ai grijă, atât. Ai grijă. Încet. Mamă, deci urât. Camioanele, Șervan, practic ar avea puțin aderența alea. Azi nici n-ai loc aici. Nu? Mamă, bă, dar nici când urc, bă, îmi patinează, bă. Dă-i așa, tapează. Gata. După care vine lejer. Crede-mă. Unde ești? E bine că merge aerul ăsta condițional la Logan aici, ești nebun. Oprește-l să-i dea mai multă putere. Uite, mă, că se descurcă, bă, ești nebun. Dacă aveai mai multă grijă, prima la început... Prima oară în viața mea. Dacă aveai mai multă grijă la început... Mama, acolo e o porțiune de gheață. Hârtie! Hai că mă duc și eu. Direct în pietre! Hai că și m-am uitat la tine. M-am uitat la tine, Șervan! M-am uitat la tine! Dacă erai puțin mai atent, Marian, te mai duceai. Am o roată câși. Asta e bine, da, ce merge. Dă-i tu în față. Dacă ați supraviețuit ea după munte... Ți-a căzut ceva din ea. Nu mi-a căzut nimica. Mi-am aruncat fesul, că mi-era cald. A încălzit de la motor. Dă-i. O, te mă împinge de la spate. Ajut. Bă, te tai ciudă pe mine, că nu eram lovit deloc, nu? Nu e. Uite, oprim aici puțin. Mamă, chiar că l-ar fi tare să fie un punct să poți să te repari. Data viitoare. Bă, dacă ăsta e normalul, hardul cum e? Ai zis tu bine? Bă, dar acolo Șervan. Acolo mie că ne trebuie hammer, da, ca și unul. Păi, îl avem și pe ăla pregătit. Băi, eu merg cu o roată. Trebuie oricum încercată prima oară cu Logan.
Poftim? Cu Loganul trebuie să încercăm prima oară oricum. Cu aceeași combinație încercăm. Să vedem dacă sunt vrednice. A mea duce tot. Bă, eu am o roată strâmbă, o roată spartă, două ok. Ăsta e asfalt? Chiar nu mă plâng. Nu pare asfalt. Eu nu vreau să mă repar. Am două vieți. Eu mai am una, dar poate cât 10. A Loganul ăla, să știi? Hop! Stai, noroi în fața, ai grijă aici. Ai grijă aici. Cum e? Ai grijă că e super abrupt și e o zonă numai noroi aproape. Pietrele! Nu le iau, nu le iau. Nu mă împinge, Maria, după manevră. N-am vrut! Da, crezi că eu am vrut? Probabil, nu știu. Îți dai seama că am vrut. Bă, pe el e jer, mă, cu noroiul ăsta, cu ei numai prin el. I-a sperit loc tot. Bă, ți-a luat foc Loganul! Ți-a luat foc! Dacă zic că eu de cât am port bagajul deschis. La mine, băi, eu nu mai ies de aici, Șerban. Uite-te unde am intrat, am căzut. Stai așa, să mă întorc să te văd. Am căzut. Stai că mă dau jos din mașină. Băiatu, unde ești? Stai așa că poate. Ăsta-i de a treia. Ia uite-l cum se întoarce al meu. Nu merge, fii atent, trebuie să mă împingi. Stai așa. Stai puțin că cred că dacă aveam roțile funcționale, îi scotese... Nu mai urcă nici omul, mă, dar pe mașina. Nu-și calcă semenii, cu eu de zăpadă. Da, așa, deci fii atent, cum facem? Bă, dar nu pot să... Cum îmi scotese CU. Și așa. Trebuie să o blochez în treapta întâi, neapărat. Pă, ce-i ambreiajul, că s-auzi crrrr? Îmi bubuie motorul, Șerban. Vezi că vin periculos? Nu, da peste mine, bărâi. Nu! No, am pierdut viața, Șerban. Nu mai intrage fața. Mie nu mai intrage fața, mă. Ok, am pierdut o viață. Și eu. Gata, sunt bine. Deci suntem unul cu unul. Cred că... M-am răsturnat. Și cred că suntem 0 cu 1. Nu. Păi m-am tras cu cablu. Acum aveam cablu. Dar de fapt ai 4x4, mă, nu-ți duc ție grijă, mă, că nu urci tu. Bă, pe aici. Bă, urcă ăsta, doar că e foarte problematic, l-a alunecat. Alunecă mult mai rău decât aia ta, nu știu de ce. Mult noroi și pietre în față. Bine, ai grijă, și cauciucurile. Grob la greu, vine ușor. Ăsta e asfalt, Șerban. Ce asfalt? Că mașina mea l-a simțit ca piața. Ăsta e asfalt. Ăsta? Drumurile din România. Când plouă două zile. Așa ești pe adunarea. Te-am ajutat să... Iară scoate foc! Scoate foc! Curul în fața acolo, dracu. Mamă. Rămân în două roți cu Loganul ăsta. Eu înțeleg, deși ata scoate foc. Aia, mă, l-am pe unul mic în spate, în purbagaj, face grătarul ce-ai. Haide, dă-i. Vrei un mic? Nu vreau un mare. Dă-i. Mamă, tu vezi traseul ăsta nebun? Haide, dă-i. Stai că îmi fac curaj. Vezi că trebuie să ții viteză. Ameno. Trebuie să ții viteză, Șerban. Vin și nu știu ce o să fac aici, că nu... Mamă! Ce mi-a făcut? Sunt pe picioare. Ești bine. Mi-ai rupt roțile. Ți le-ai rupt? Mi-ai rupt o roată. Știi cum face? Stânga-dreapta. Mamă, ia uite. O să rămân fără viață. La mine se vede bine. Eu am portiera ruptă, deschisă. O să rămân fără viață. Să fiu eu ăla care termină cursa? Nu vreau să cred așa ceva. Mamă. Dar nu mai pot să virez. Nu-mi vine să cred. O rup de tot, Șerban. E notabil. Fii atent cu ușa asta fâfuită. Șerban. Dacă mă rup ușa asta, mă enervează. Nu mai că mă rup. Mamă. N-am făcut bine ce am făcut. Ce ai făcut? Ți-ai rupt roata de tot? Nu mai am nicio viață. Sunt pe ultimul final. Hă? Bă! Cum adică mă duc eu cursa asta, fiat? Mi-ai rupt roata, m-ai sabotat. Nu ți-am rupt eu roata. Cum nu? Tu ai intrat eu în mine, ce ai zis? Las pedalul ăsta în punctul slab. Am precizat
ține-te bine și dă-te că nu știu cine era ce fac. Mașina. Da, știi ce, măi? Mamă! A luat foc Loganul. Nu mi-a luat. Băi, doar... Șerbane. N-a terminat. Și e puțin de sing, știu, dar știi cum e la mine? Un fum negru după tine și flăcări sub mașină. Și e aia. Ți-au luat foc roțile. Sunt ca... Opa, aici e mai hard. Eu oricum, și sunt rupt cumva, am rost rupte ceva? Nu, doar iese, bine, ești puțin lovit, ai ușa deschisă, te-ai încălzit prea tare de la focul ăla, cred că. Eu am aruncat fesul, n-a trecut, am zis deschid ușa. Nu vezi că am deschis și portbagajul, să-i tot aer. Poftiți. Stai mă că intru în tine, ce fac? Ai mult spați. Mamă, ce... Lasă-mă pe mine. Te lovit e. Uite-l pe al meu. Te gheață, mă! Nu știu, hai că te ajut. Nu mai m-a ajutat că mi-e să nu sare după munte. Nu e, că m-am uitat în ce direcție se duce. Nu facem nasoale. Dă-i la gheață, dă-i tu în față în caz de te oprești, te împing. Ce înfrânată. De ce cu foc după ea la foc? Dau foc la gheață, o topesc, mare să fie apă în urmă. Mariane, vezi că e curbă în capăt, mergi cât se poate de încet, că mie că aici ți-e sfârșitul dacă mergi tare. Nu e, sunt chipzuit. Mă vezi acum că star de pe piatră. Va continua. Eu nu înțeleg ce-ți tot are de la mașina aia. N-auzi mă, că am pe unul mic în portbagaj care face grătarul. Păi îți văd în portbagaj, că l-ai deschis. Păi nu vezi bine, lipit de capotă. E de la vis colo ăsta, dar e afară, nu fă bine. Haide. Hai că nu mai urc eu. Nici eu sunt la sfârșit. Mamă, o luăm în parte greșită. Stai pe loc. Gata, mă, dau. Nu, m-am agățat de ușa ta. Mă duc așa. Înapoi, Marianiu. Și eu. Îmi iau viteză. Fii atent că nu urc nici aici. Las că te ajut. Ba da, urc. M-ai ajutat? Bă, chiar te-am ajutat. Mă duc în partea asta și nu mai pot să mai pânez. Ia-ți din partea aia altă acum. Mai mă duc un sfert de cartă în spate, stai să mai mi-au avânt odată. Mamă, acum ți-a luat foc și motorul. Ai tu pe-o, să duci tu primul. Eu mă duc, dar eu zic să stau în spate să te ajut. Dă-i, că eu vin cu toată puterea mea de Logan. N-ai idee ce poate scoate Loganul ăsta. Da? Dă-i tu în față, nu, în caz de el să te împing. Dă-i tu în față, dă-i tu în față. Da? Hai. Eu au doar cărți, zi atât ești. Dă-te. Ține-te tare. Hai că plec și eu. Băi, ți-am zis mă că nu știi ce poate Loganul ăsta. Mamă, ce ușor am urcat și dacă n-am frânat acolo. Poate, a? Uite, zonă de reparat. Da? Haide, merge. Rămâne. Bilit. Gata. Checkpoint, ăsta e checkpoint. Ne încălzim mâinile. Aoleu, stai că... A blocat jocul când te-ai dat jos. Deci dacă... Mamă, știi cum îți văd eu Loganul? Nu vrei să știi. Lasă-l, te rog frumos așa. Lasă-l, te rog frumos așa. Deci care e mai mare focul? De la grătar sau de la Logan? Na, grătarul știi cum e? 5%! 5%! Aia o fi cauza, da? Gata, ne-am încălzit, repară-te și tu și hai să mergem. Hai. Opin. Mamă mea. Chiar că focul ăsta e minciună, zic sincer. Știi cât se ridică fumul pe copacul de lângă tine, la cel mai aproape, ia, mare. Ia mă, ia. Cum e acum Loganul ăsta, cât de frumos e. Gata, s-a stricat distracția, dă-i. Deci am ratat minile. Primul de ăsta de reparat. Poftiți. Hai să facem, de fapt, ar trebui să... Facem o regulă, să ne reparăm doar o dată pe hartă. Nu, la checkpoint-uri, Nu urc. Ascultaj. Pietre, por favor, gracias. Na, stai că nu mai urc eu. Hai mă că tu urci că ai 4-4. Nu mai urc. Nu știu, am mers până acolo cu SC-ul. Aoleu. Bă. Mamă, ce era să cadu pe munte, Mariane. Singur, ca prost, întorceam mașina și mă aruncam după munte. Singur! Zici că până acum eu l-am ajutat. N-a fost tot el singur. Vezi că mi-am scos SC-ul. Mă duc agheu. Eu mă duc pe lângă, că nu mai murcă mașina. Mă duc, ia zi. Tun. Aoleu, te ajut? Stai așa că văd eu cum fac. O iau pe partea stângă, pe aici parcă cred că are mai multă aderență. Tot ce audiți. Atât. Da mă, da, pe aici urc.
urc, haide că vin. Haide, dă-i viteză. Drum. Mamă, și aici nu mai e noroi la mijloc, nu-i ta mai gheața, nu? Sau ce e asta? Vrei să urci pe acolo? Păi mie nu mai urcă. Păi da, mă, pentru că nu-ți urcă, datorită faptului că nu pe aici se urcă. Mă duc tăruși. Mă pun cu spatele pe zăpadă. Gata. Oho, perfect! Nu, da, alunecă! Eu cu tracțiune față pe gheață m-am pus. Mariana, dacă intri în momentul ăsta mine, vei fi vinovatul ultimei... Eu încerc să mă pun pe partea cu gheață. Frână. Cu zăpadă. Uite cum ne-am pus amândoi. Dacă accelerezi de aici, Șerban, am căzut jos. Și ce facem? Și pierd. Trebuie să plec drept, trebuie să plec drept. Îi dau cu ambreiaj și îi dau să plece deodată. Nu pleacă! Oh! Bine, mă! Am salvat bine situația. Băiatule, bă! Mamă, dar cât o mai fi, mă, de mers? Nu știu, n-am idee. Ai plecat, ai salvat situația, a? Da, eu, gata, am ieșit din pericol. Haide, Șerban! I-am mai blocat și jocul. Șerban, deci hai de mașină. Ce zici? Ai ieșit din mașină? Da. Aruncă-mă în cablu. Haide. Da, dar nu pot, mă, că mi se duce pe gheață. Stai că trebuie să iau exact pe lângă, pe aici, pe unde ai urcat tu, fără să vrei. Trebuie să ții puțin avânt. Nu, da, stai că era să-mi iau avânt în prăpastie. Nu e foarte mare. Cobori, vezi că cobori pe alt drum. Dacă cazi aici, bine, practic nu o să-l nimerești, dar cobori jos de tot. Bă, suntem destul de jos dacă stai să iei. Am coborât destul de mult noi. Hop. Trebuie să coborăm de tot? Gen? Că văd că urcăm acum. Stai că eu pe lângă. Urc, Mariane, urc! Ține-te bine că urc. Dă-te la o parte dacă e ceva să nu intru în tine. Că m-am dus pe gheață, sigur nu mai urc acum. Nu, e urcă. Haide. Bine, mă. Haide. Ăla-i. Auto, mă, tată, mă, zici că e aici s-a născut. Aoleu. Campioni! La campioni, Șerban! Acum termină cursa cu omul. Bine, mea! Mama, am înroșit tot la față, ești nebun. A fost mortal. Nu vine... Bă, dar se duce! Bă, băiatule, ce fuge după ea. Hai că s-a oprit pe plafon. Stai așa că o fac cumva. Campionul l-a mers pe topogan. Practic, poți să-ți dai reset sau te întorci de acolo dacă vrei. Te întorci, nu pierzi viață. Dacă îți dai reset aici sus, pierzi viața și mergem 0 la 0. Tu alegi. Am înțeles. Nu mai urcă? Nu. Dă-i înapoi, dă-te acolo și dă-i direct. Ea nu se pune, a luat-o puțin la val. Ține insertul mai... Apasă S să nu mai ia în spate. Stai așa că nu știu ce se întâmplă. Dă-te din nou și apasă o dată S. Bă, m-am reparat de jos, mă, m-am hotărât, gata. Mama mea. Hai că poți. Deci nu mi s-a dus viața cum ar veni, nu? Practic, va... Da. A? Da. Păi cum că m-a reparat deja? Păi da, dar tot ai reparat. Era ideea să întorci pe ea cu cătârlău. Practic, eu ți-am zis că poți să te dai de aici. 0-0. Am și urcat de aud din nou. Ia-o pe asta. Haide, nu mai face pe campion, că merg și eu. Campion? Nu mai, dă-i. Bă, dar zici că a fugit mașina direct în spate, ești nebun? Ai grijă că vine foarte... Mamă! Foarte strâmt. Prea strâmt. Mamă, e prea... vezi că poți să iei pe boschete. Unde e boschetele pe drum? Da, ai și piatră pe lângă boschete. Nu știu, n-am văzut-o. Nu m-am dus. Aștept. Mariane... E lejer. Cred că... Stai așa să fac cumva să te văd. Unde e? Vin. Sau? Nu, vin, da. Merge? Gata, pot să te văd. E jos.
Gata, poți să te văd, momentul pieririi mele. Bun, și acum mai avem o chestie. N-am zis-o din prima, ca să se simtă egalitatea, dar din cauza că nu ai avut 4x4, ai o viață. Mai am o viață. Mi se pare corect, adică ai un dezavantaj, măcar să ai un avantaj. Bine, dacă era să câștigi, nu ziceam de aia, știi, practic. Dar în acest caz, mergem. Cred că toată lumea poate fi de acord. Ai un dezavantaj chiar imens. Dacă mai cad odată... Tot acolo să cazi? O să regret de decizie. Deci, suntem 0-0, nu? Da. Practic. Dă-i că eu aici nu mai urc dacă am rămas în spatele tău. Nu e, urcă. Mamă, vezi că tot urcăm. Dar e lejer, îți transmit date despre traseu. Urci. E lejer, după vine nasol. Zici că ești pe autostradă tu. Oh, vine... Nu e nasol, că poți să mergi așa, câși. Ba, nu mergi, te aruncă. Sau? Ia să vedem. Mamă, nu vrei să vezi ce vine după? Nu vreau. Să sperăm că nu cazi. Gen, să nu vrei. Până acolo. Hop. Gata. Era. Nu? N-am căzut, mă. Ține-te bine că eu duc cursa asta la sfârșit. Fii atent. Nu știu ce să zic. Dar în același timp pariez că nu trecem nici de normal. Eu cred că da, nu cred că mai avem mult, pentru că vine ceva foarte ciudat de greu. Deci sincer. Ar fi ca și cum sfârșitul. Nu știu, ar părea. Bă. Da, ce se chinuie cu ea. Haide, zici că urci cu camionul haide. La deal. Haide, tată, nu o lua într-o parte. Vezi. Dreapta. Ui pe tine, eu sunt cu tine mașină. Ți-am pus un GoPro fără să știi, l-am conectat. Mașină? Da. Sunt pe mașina ta. Promit că n-o să mori. Nu ne-ai răsturnat, Șerban! Ți-a dus. Lasă să vedem unde ajungi. Uite, ajungi pe drum. Nu mai ajungi pe niciun drum. Aba, dar pare că mai mergi. N-are nimic ca motorul, frate. Uite-o. Dar roz mai ai? Da. Toate? Nu. Mai am decât 3. Ce încrezător. Nu. Deci... O să apasă tab și vine la mine mașină. Continuăm cu a mea. Să vedem. Să nu mergi tare, că mi-e frică. Gata, ești aici cu mine? Pe zăpadă aici, e greu, da? Haide. Zăpadă, uite ce vine în față, nu știu dacă ai văzut. Păi zici tu, nu treci. Eu am venit mai devreme, dar aici se încheie. Mă, stai mă puțin, mă. Eu am încredere. Îmi iau viteză, Șerban. Moare așa, dacă... Ia, fiți atenți, mă. Mamă. A trecut. Stai puțin. Păi tu pui la îndoială Duster-ul, mă. De ce crezi că îl ia români? Nu meargă cu el pe gheață. Uite-l pe ăsta. Uite-l, ba, mă. După ce am cumpărat Duster, gata. Uite-l pe nebunul ăsta cum merge pe aici cu 60. Să zici că nu e a lui. A pus și avariile al meu. Da, s-au pus automat, cred că s-a speriat mașina. Că eu nu le-am pus. Bă, dar unde-i finish-ul ăla, mă? Oh. Hai că mai are un derdeluș de ăsta. Ținte bine. Ținte tare că nu prea are margini. Vezi că îi dau drift. Aici la deal trebuia să-i dai frumos. Nu e, mă, că merge, mă. Merge? Bă, ce merge Duster-ul, mă? Eu am stat după tine. Ca și cum. Eram de când? Terminat. Ia sloganul, să fie frumos. Bă, ce-i drept, uite. Data viitoare, pe hard, îmi iau eu Loganul. Așa. Să fie corect. Cu cauciucuri de vară, dacă vrei. E ăsta are cauciucuri de vară. Iar are cauciucuri de vară. Opa, așa. Trebuia, cred că dacă le pregăteam cu cauciucuri off-road, fii atent că aveam mai multe șanse. Mă Mariana gândesc. Nu, eu? Cel mai bun șofer digital, dacă mă întrebi. Dă-i pe plus W, puternic în față. E la poda W. Sare parcul. Da, așa, iau top. Sure, bă, dar mamă, dacă cazi,
Nancu. Cum ar fi să cad în față la finish? Să-l vezi, să duci, să te duci pe lângă, direct. Mamă, nu. Nu cred. Bă, da. Gata. Cred că e finish-ul. Eu nu cred. Nu? Nu. Sunt sigur că nu e. Ăsta e... Asta, aici merge a ta. A ta e făcută de noroi și pietriș. Opa. Da, cu camioanele n-am nicio șansă. Uite, mă, uite, uite, checkpoint în față. N-am nevoie. Cum adică n-ai nevoie? Da, preventiv îmi dau. Ai bara din față ruptă, chiar vrei să termini așa la finish pentru... Da. Să arăți urât. Da. Să vadă că m-am chinuit. Am și pragul, cred că terminat acum. Sau are aici sfârșitul, nu e aici. Nu. Mamă, păi n-aveai nicio șansă cu aia ta pe pietrele astea. Bă, aia de ulei. Ce e aici, mă? Cred că și-a zis adio la piatra aia. Stai că... N-avem milă cu ea. Bă, dar tu... ce duce de-asta? Bă, da, asta voiam să zic și acum. N-are nicio problemă. Știi cu ce trebuie să-l comparăm pe ăsta? Ceva mașină clar de off-road. Bă, dacă nu pun român index... Lângă cuvântul off-road, o poză cu Duster-ul, n-a făcut nimic, a băieții mei. Dă link la clipul ăsta. Mamă. Mariane, aici ți-a lăsat bara. N-are nimic. Scă... Dar e mai bine că e mai înaltă pe bot, știi ce zic? Dai mă că ea se bate cu noroiul ăsta. Aici se mai bate pragul cu pietrele alea. Nu te cred. Mamă. Da, așa dăm cu spatele. Ne luăm de-i avânt. De-i. Era bara sub mine, mă, cred că de-aia nu puteam. Eu cu ditai piatra la prag, dar și eu vreau să urc pe piatra asta. Nu mă las. Așa, ține-te bine, ia verifică pe partea ta dacă-s pietre. Sunt, te-ai urcat direct cu pragul iar. Ops. Vezi, era de la bară. Da, aia din față, cine se uita în față? Tu te-ai uitat în stânga, eu în dreapta, tu. Din față cine se uita? Ba, nu, parurile, eu știu. Ba, aici e gata. Bă! Volant overheating! Sterban, nu urcăm. Nu urcăm. Nu urcăm. Nu urcăm. Nu, mamă, 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 nu te duce, nu te duce, du-te înapoi pe noroi, ia-ți avânt. Nu pot! Nu, 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 nu. Trebuie să o las să... N-am ce să-i fac. Asta e... Mamă, dacă e în față finish-ul. Uite startul peste deal totuși. Cum facem? Dau să o iau în cealaltă parte, că sigur merge. Stai că eu sunt tare curios să văd unde e finish. Așa. Hai că nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit. Gata. Am încredere, am încredere. Am ajuns la noroi. Să văd eu unde o întorc aici. Ținte bine, ținte bine, ținte bine. Vezi când dai cu spatele. La mine e cauciucul tăiat. Păi, du-te mai în spate pe noroi. Păi asta fac, dar m-am întors. Ușor, ușor, că ai jumătate de mașină băgat în noroi. Stiu, la praguri. De aici trebuie să mă lansez. Dacă aș bloca una a doua. Poți? Dar vezi că sare uleiul în aer. N-are nimic. Dă-i puternic, dă-i puternic, am încredere, urșitura asta. Urși sau caz direct. Nici una, nici alta, a? Pe zăpadă, ține-o pe zăpadă, ține roțile din deasupra. Nu, e gata, gata, suntem bine, suntem bine, ține-te bine. Pune centura, ia și casca din torpedo. Am pus centura, mi-am pus și fesul în cap, că-i cam prigătie mașina aici. Mai aveam unul buzunar. Se încinge ceva mașină. Bă, ce-i mă drumul ăsta, mă, frate? Na, e gata. Bă, dar pe hard ce-o fi, mă, la sfârșit? Da, eu știu. Trebuie să mergi cu... Bicicleta, cred că. Cu bicicleta, da. Vreau. Uite unde a pus pietrele astea. Na, ia o pastă. Na, că ai luat tu. Am luat și piatra și trecut. Mamă, ăsta-i testul. Sigur, trebuie să fie finalul aproape. Cred, după traseul ăsta, da, 100%. Eu m-am blocat în a doua, nu mai trebuia întâi. Nu mai. Da. Te rog. Dă-te jos din mașină, că pic. Dă-te jos, că pic.
Mai m-a aruncat pe mine. Stai că vin și eu imediat. Bă, se termină zona asta, Șerban. Mai aveam 20 de metri. N-am ce să-i mai fac. Ori în ce direcție plec, înderapează și pic. Decât să plec, n-am nicio șansă. Sunt gata. Vin? Ce să vii? Jos? Eu m-am întors înapoi sus aici. Am n-am, urcat. Deci n-am ce să-i mai fac. Ori ce aș face, față-spate, cad. Și dacă te trag eu de aripă de aici? Ia, pune. Sunt puternic, sunt un om zăpadă puternic. Pune mâna pe ea. Gata. Așa, mamă, vezi ce forță am? Pune mâna pe ea. Da, bu, ai tras la sală? Da, am fost acolo, am tras la sală, m-am mâncat proteine. Le-a mâncat cu pumnul. L-am mai lăsat în spate, după ce mi-a rupt brațele, mi le-a rupt. Gata. Mi-am pus, activat GoPro-ul ăla de la tine, că sunt hacker. Haide. Ai văzut finish-ul? Nu l-am văzut. Mamă. Eu zic că e aproape. Și eu sper că mă dor brațele și nu mai că pot tot, să mai tot trag. Urcăm. De asta. Băi, el așa urcă pe zăpadă pe astea, n-are treabă. Se duce a doua, o mănâncă pe aici. Da, pe gheață se duce ca Sania. Ia! Mamă, nu te cred! Sari în aer, sari după el, doar, gata. Du-te. Fii atent, îți zic că tot merge la final mașina. Nu știu cât o să mai meargă, că e mult până jos. Mamă! Nu cred că mai merge. Înapoi pe traseu. Motorul n-are nimic. Bă, motorul n-are nimic, nu? N-are nimic decât e la picioarele tale, cred că. Dacă mă întreb pe mine. Ia vezi. Merge? Nu mai pornește. S-a dus. Nu mai. Asta a fost. Deci, practic, muream acolo, dar eram aproape de finish. Vă mulțumim tuturor pentru toată atenția acordată pe data viitoare.